la rubrica de educație financiară, Dani. Da, vă aducem energie. Eu împreună cu Adrian, aducătorul de vești proaste. Energie pozitivă. Adrian, când te-am sunat noi prima oară, erai un tip pozitiv. Mai știi? Bine, erau alte vremuri, nu? Păi da, dar noi de-aia te-am luat atunci. Vorbeai frumos, aveai o bibliotecă în spate uneori chiar, acum porți cărțile pe piept, și ne aduceai vești. Da, investiți, cum ziceai? Cumpărați case. Cumpărați aur. Cumpărați... Până m-am fript eu cu aurul. Și după aia uite unde s-a ajuns. Am explicat de ce. Acum, de la lună la lună, anunțăm oamenii cum să mai strângă un pic. Dar poate acum avem nevoie mai mult ca oricând de sfaturile financiare. Nu că i-am învățat noi pe oameni ceva neapărat, cât deschidem niște portițe și dăm niște informații care la urma urmei ar trebui să ruleze între noi. Bun! O situație disperată, aparent, da, pentru cineva care nu e foarte versat în ale banului, chiar dacă e un om cu carte, da, nu trebuie neapărat să te pricepi și la banul, trebuie să te pricepi la toate. Deci o astfel de situație disperată ar putea să apese foarte mult pe bunăstarea psihică, în primul rând, și pe multe altele în interiorul unei familii. Și vreau să vin cu 3 sfaturi concrete legate de ce se poate face atunci când, într-adevăr, ratele au luat o razna sau facturile depășesc o cotă normală, pentru că, repet, o situație disperată, dacă o analizezi bine, o întorci pe toate părțile și te apuci poate pe calea cea dreaptă să o combați, s-ar putea să nu mai fii atât de disperată, la sfârșitul zilei poate ai un zâmbet. Și aici, legat de rate, ar fi 3 pași foarte importanți pe care îi recomand și pe care i-am văzut la rândul meu că funcționează. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când ratele sunt mai mari decât ceea ce vă puteți permite, iar în contextul actual cunosc cazuri în care ratele s-au dublat. Literalmente s-au dublat. Avem, adică de la 1200 au ajuns la 2400 sau chiar 2500 de lei. Avem și între colegi. În astfel de situații, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vorbiți cu banca din timp dacă apar aceste probleme, și asta mai repetat. E foarte important să nu ajungeți în acele 90 de zile de neplată la care se adaugă cele 90 de zile de notificare, nu cumva să ajungeți în biroul creditelor, pentru că, unde se raportează creditele întârziate sau neachitate la timp, pentru că e o situație din care se poate și foarte greu să șterg după, 3 ani, 5 ani, 7 ani. Nici nu mai contează, pentru că odată ajuns acolo ești damnat. Păi ideea bun, dar să sun la bancă și anunț că merge rău. Îți găsești ofițerul de credit. Da. Dacă nu există altă soluție, obții acea amânare a ratelor, dar dacă nu, poate obții o reeșalonare. Ideea e că e foarte important să anunți că ai probleme, nu să descoperi pe parcurs că tu nu-ți plătești. Da? În timp, ideea e că tu poți câștiga timp. Poți câștiga timp și cu o posibilă reeșalonare sau cu o posibilă amânare a ratelor, plus cele 90 de zile în care, pe care banca le ia în calcul atunci când începe să te treacă în biroul de credite respectiv, să ajungi tu în default, adică în imposibilitatea de plată și lucrurile se îngroașă. Sunt 180 de zile în care mai respiri. Cu o perioadă poate chiar așa, o perioadă tampon de vreo 2 săptămâni, da, s-ar putea să depășești o perioadă de 6-7 luni. Ei bine, în 6-7 luni în care tu îți pregătești situația, lucrurile se pot schimba în bine pentru tine acasă sau la job și poți să-ți reiei din nou plata normală a ratelor. Se întâmplă foarte multe lucruri în 6-7 luni. Ideea e să ți le câștigi și să ți le pregătești. Acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă mergi la bancă. Numărul 2. Trebuie să umbli un pic la cheltuieli. Și am spus de fiecare dată cât de important este să vă faceți un buget, mai ales atunci când banii nu mai par a fi suficienți. Pentru că în momentul în care treci niște lucruri pe hârtie, puteți folosi regula aceea, 50% pentru nevoi, 30% pentru posibilele dorințe care v-ar mai rămâne, da? Și 20% pentru economii. Dar e o schemă care nu mai funcționează în situații de criză. Și atunci e mai bine să-ți pui toate cheltuielile pe hârtie, să vezi exact pe ce se duc banii, pentru că, cu siguranță, sunt locuri unde îi risipiți. Nimeni nu spune să renunțați, să rămâneți nemâncați, să stați pe întuneric, să stați în frig, să faceți duș între ei. Astea sunt niște aberații absolute. Nu așa se fac economiile. În schimb, conștientizând pe ce se duc banii, de multe ori ne dăm seama că merg pe lucruri pe care am putea să nu-i cheltuim și 10, 20, uneori 30% din ceea ce cheltuim într-o lună ar putea să fie pus deoparte. Sigur, nu e plăcută această atenție constantă asupra banilor, dar ea ajută. Și dacă nu rezolvați nimic cu banca, cheltuielile sunt deja optimizate și nu mai aveți de unde tăia, pentru că sunteți perfect în ceea ce privește contabilitatea proprie, atunci rămâne o singură și ultima soluție, să vă modificați venitul. Știu că pare mai simplu în a o spune decât în a o face, dar venitul, încerci să-ți cauți venituri suplimentare. Nu încurajez în perioada asta pe nimeni să se arunce așa neant și să schimbe jobul, dar vă căutați surse de venit suplimentare. Pui pisica pe OnlyFans.
Păi, de exemplu, se pot face niște lucruri și, da, mai trebuie să vorbim despre influențăria de pe TikTok, care fac niște bani fabuloși. Pe de-o parte, dar să știți că puteți să, nu știu, să-i scoateți, am văzut că se fac bani buni în București, cu plimbatul animalelor, cu plimbatul câinilor. Bine, nu dăm noi idee acum, nu. Dar poate găsiți și o altă formă de venit, măcar până trece Bun. Valul ăsta. Și același lucru... Asta încearcă și, ca să înțelegeți foarte pe scurt, din nou, în concluzie, ce se întâmplă. Banca Națională ridică aceste dobânzi, da, pentru a stăvili inflația care ne mănâncă și din depozite, și din economii, și din avuție, și din tot, și care ne cam sapă așa la temelie bunăstarea noastră. Ridică aceste dobânzi ca să potolească consumul, ca să potolească un pic foamea asta de bani scumpindu-i, și oamenii sunt mai degrabă tentați să nu cheltuiască, să-i țină în bancă, ceea ce coboară foarte mult cererea. Când ceva nu se mai cere, îi scade și prețul. E așa o explicație foarte simplificată a unui proces destul de lung, care poate să dureze poate mai mult un an, dar la care trebuie să ajungem, pentru că dacă nu, spirala asta a inflației ne va mânca de vii. Același lucru și la facturi, la utilități. Sunt tot trei pași. Da? Primul lucru, vorbești cu furnizorul și încerci să-l schimbi, pentru că de când piața e liberă, ai anumite perioade, sigur că depinde de contractul pe care l-ai semnat și de-aia, la fel ca la bancă, atenție la scrisul mărunt, dar tu poți să-ți schimbi furnizorul. Corect. Și sunt acum furnizori cu variațiuni de preț absolut halucinante unii față de ceilalți. Așa că foarte mare atenție unde sunteți, de exemplu, cu gazul, cu electricitatea, pentru că și de aici pot veni economii, pentru că unii oferă contingente, ca la cartelele prepaid de la telefonie, da, în care dacă te încadrezi într-un anumit consum, respecti și un anumit tarif și așa mai departe. Deci prima discuție este cea legată de contractul în care sunteți. Trebuie să fiți foarte în temă cu furnizorul pe care îl aveți și cu prețurile pe care le plătiți în condițiile pe care le-ați agreat cu el. Apoi, evident că trebuie umblat de asemenea la cheltuieli, aceea schemă ca la bancă, dar nu în sensul pe care l-am amintit înainte, să stați pe întuneric sau să stați în frig, ci din contră sunt mici lucruri pe care le puteți face acasă, stingând lumina când ieșiți din cameră, ne lăsând aerul condiționat pornit în momentul în care geamul e deschis sau ieșiți la o cumpărătură, oprind aragazul care arde aiurea între două ture de gătit. Sunt chestiuni mărunte, dar care adunate pe parcursul unui an, vă dovedesc pe hârtie, dacă avem odată timp, că sunt mii de euro într-un an. Păi da? Și lucrurile astea se adună. Deci eficiența energetică nu e o poveste aiurea și da, poate să compenseze. Cei care am avut rude, care au stat în Germania, Austria, din totdeauna, după 90... Veneau și ne închideau lumina. Nu se părea deranjant și zice, bă, săracilor, păi ce faceți voi în Germania acolo? Nu, zice, mai închidem, că la noi e scump. La noi n-a fost scump și ne-am obișnuit prea bine. Și pentru că am văzut-o pe Adina, ce se poate face la nivel de țară, da? La nivel de țară, la nivel de instituții, la nivel de actori mari privați, este să crească foarte mult investițiile și pentru asta trebuie un mediu stabil și prea puțin circ politic în România. De ce? Că dacă avem resursă, fie că e gaz, fie că e motorină, benzină, deci dacă o avem, evident că și prețul automat sub control. Trebuie să ai cantități în piață. Pentru asta trebuie investit, că fără investiție nu se face. Ca la restaurant. Spune-le oamenilor politici. Știi pe Puberu, cel mai bun exemplu al tot, dacă vrei, ți-l dau ca manechin de educație financiară. Puberu este abonat la orice. Orice are abonament pe net. Orice, la YouTube Premium, toate platformele, la orice. Între 11 lei și 60 de lei. Așa? Are orice. Eu mă uit la YouTube pe banii lui. Eu nu mi-am făcut. Ne-a dat la toți. Are toate cardurile posibile, n-are bani, dar are carduri la toate băncile online, dă câte 6 euro, 2 euro la toată lumea. N-a avut curajul nici până astăzi să le pună pe toate pe hârtie, dar eu sunt convins că scoate bani de un plin de benzină. Dacă tu ești fericit? Da. Da, ești fericit? Bravo! Băi, fericirea n-are preț. Fericirea nu se măsoară în bani. Să-ți faci și la Disney, că nu mi-am făcut. Hai să-mi dai și mie, că eu nu sunt proastă să-mi fac la toate astea. Pentru că în fiecare lună să duc niște bani și descoper că n-ai intrat pe aplicația aia niciodată. A, și pentru cei care nu vor să citească, by the way, da, Graham Greene este un super autor, n-a luat ca Heinrich Böll premiul Nobel, dar a fost de două ori nominalizat, cred că în 66-67, nu contează. Cărțile astea sunt acum pe toate platformele astea și sub formă de filme. Adică cine nu vrea să le citească poate să vadă niște super filme cu spioni și cu CIA. Dar sunt niște povești faine care vă vor relaxa în timpurile astea absolut aberante pe care le trăim. Mulțumim, Adi.